Nu sunt politician, sunt alegător. Nu mă pricep la politică decât din prisma alegătorului. Însă este importantă, fiindcă dacă vrei să contezi, trebuie să votezi. Este simplu. Am fost la orice proces electoral, fiindcă am vrut să contez. Ceea ce vă invit să o faceți și dumneavoastră. De ce nu totdeauna ies politicienii care îi vrem? Fiindcă democrația nu este perfectă. Este cel mai bun lucru pe care îl putem avea. Nu este perfectă fiindcă judecătorii, alegătorii, nu totdeauna sunt pregătiți în a alege ceea ce trebuie. Asta este, deci, o minge la noi pe care trebuie să o luăm în considerare, să o judecăm și să ne informăm mai bine. Este foarte important acest lucru. Să judecăm cu mintea, să alegem cu mintea și nu cu inima și nu neapărat popularitatea, fiindcă dezavantajul circuitului electoral care înseamnă votarea pe bază de popularitate e de fapt un dezavantaj sau o vină alegătorilor, fiindcă acolo unde popularitatea contează este datorată faptului că alegătorii nu se informează și ei nu cunosc pe nimeni altul decât pe cel mai popular pe care îl votează ca să fie votat. Să nu zică lumea că nu și-a făcut datoria. Însă este foarte important ca oamenii să se informeze, să învețe ce înseamnă ofertă politică a unuia și a altuia, să se uite la ei în dorințele lor și să-și aleagă ce le trebuie, ce li se potrivește mai bine. Dacă, de exemplu, are un venit important, să se gândească la un politician sau la o structură politică care distribuie acest venit într-o măsură mai judicioasă în avantajul omului. De asemenea, dacă nu are venit și se dorește o asistare în acest sens, a omului lipsit de venit, să aleagă politicianul care are capacitatea de a lua de la cei săraci, de a da celor săraci. De a alege politicianul care are capacitatea de a distribui plus valoarea către cei care sunt în nevoie, care trebuie să fie ajutați să facă un prim pas în viață, să înceapă. De asemenea, este foarte important să ne gândim și la sănătate. Ne urăm, ne dorim sănătate, ne facem programul de viață după sănătate, însă pentru a o menține avem nevoie de două lucruri. De foarte multă informație ca să ne putem menține noi, printr-o prevenție corespunzătoare, starea de sănătate, dar în același timp, de niște politicieni care alocă fonduri importante pentru sănătate. De ce? Sănătatea este tot mai avansată, mijloacele de investigație și de terapie sunt tot mai avansate și astea costă. Și dacă ele costă, trebuie să existe și fonduri. Ăsta este motivul pentru care avem nevoie de politicieni care se orientează bine către sănătate, care să ne asigure niște condiții de trai corespunzătoare din acest punct de vedere.